Un oraș ciudat este găsit în mijlocul pădurii din jungla indoneziană. Exploratorul Alfred Isaac Middleton dispare în timpul căutării orașului pierdut Dalitu. Imagini și fotografii ciudate cu exploratorul care stă în fața unor ruine inexplicabile pentru culturile care au existat pe pământ se răspândesc în toată lumea. Imaginile arată structuri bizare construite în munți, care seamănă izbitor de bine cu nave spațiale pe care NASA le folosește. Apar imagini cu o lume necunoscută și cu triburi pe care nimeni nu le poate identifica. Despre toate acestea și ce a întâlnit cu adevărat exploratorul Alfred Isaac în căutarea orașului pierdut, vom vorbi în episodul de astăzi. Bine ați venit, prieteni, pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă vom prezenta documentare, teorii incredibile, știri, lucruri și informații pe care le veți găsi doar aici, pe canalul vostru, pe canalul Adevăruri Secrete. Iar dacă vreți să fiți mereu conectați cu noi, apătați total gratuit, bineînțeles, pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui. Astfel, toate informațiile pe care le pregătim în viitor pentru voi, le veți afla imediat ce le-am lansat. Însă să ne reîntoarcem la bizara și misterioasa călătorie a acestui explorator și mai ales asupra imaginilor pe care mulți experți nu le pot explica. Călătorul și exploratorul Alfred Middleton Isaac au emit întreaga lume oameni buni cu o serie de fotografii foarte interesante, făcute în expedițiile sale. Din păcate însă, arhiva cu fotografii făcute după moartea lui în timpul unei vizite într-una dintre țările exotice era într-o stare foarte, foarte rea. Iar astăzi nimeni nu poate explica și este foarte greu de înțeles unde exact anume în lume au fost făcute anumite poze. Alfred Middleton și-a dedicat întreaga viață prieteni călătoriilor prin Amazon, Africa și Asia și scopul său a fost să descopere moștenitorul Atlantidei, adică orașul Antigaveltu. Este foarte greu de spus dacă cercetătorul a descoperit sau nu acest oraș antic, însă numeroasele fotografii ne cam pun pe gânduri, descoperind o grămadă de imagini fantastice. Pe aceste fotografii se pot vedea în primul rând ruinele antice de formă bizară, reprezentanți ai triburilor ciudate și animale acum dispărute. Și toate aceste fotografii țineți minte că au fost făcute la sfârșitul secolului al XIX-lea. Potrivit exploratorului însăși, el reușește să cumpere o hartă de la una dintre piețele africane de la un șaman local. Această hartă descria trei locații ale orașelor civilizațiilor antice. Unul dintre ele era în Asia de Sud-Est, celălalt în Africa Centrală și cel mai mare în pădurile din Amazon. Middleton, exploratorul britanic, a arătat această hartă pentru aproape o duzină de colegi cercetători. Se presupune că Alfred, împreună cu colegii săi, au mers în Amazon, unde a fost capturat, după care nimeni nu l-a mai văzut pe acest călător. Middleton ține un jurnal secret în care nota pe scurt detaliile importante pentru el însuși. La sfârșitul secolului al XX-lea, manuscrisele călătorului și exploratorului britanic au fost cumpărate de un colecționar privat și s-au pierdut însă în timpul celui de-al doilea război mondial. Tot ce ne-a rămas însă, de la unul dintre cei mai ambițioși exploratori ai acestei lumi, despre care puțină lume însă a aflat, este o colecție de fotografii cu obiecte foarte ciudate, structuri inexplicabile, reprezentanți ai triburilor necunoscute și animale neobișnuite. Peisaje din imagine arată pur și simplu fantastic, încât toate încercările de până acum, dragi prieteni, ale tuturor oamenilor de știință, academicieni și experți de a stabili locația acestor fotografii au eșuat. Exploratorul britanic Alfred Isaac Middleton străbate cele mai îndepărtate colțuri ale lumii în căutarea de minuni zoologice, botanice și arheologice la sfârșitul secolului XIX. Și dispărut în junglele din Sumatra, Alfred Isaac Middleton este un nume misterios care plutește în toate comunitățile online. Nu uitați, prieteni, că a fost un alt segment de timp în acea perioadă și exploratorii occidentali au cutreierat lumea în căutarea de noi locuri și artefacte, iar jungla din Sumatra era o destinație tentantă, totuși terifiantă în acea perioadă. Chiar și astăzi, prieteni, sunt foarte multe părți ale acestor jungle pline de mister care încă nu au fost explorate pe deplin și oamenii de știință și specialiștii încă descoperă lucruri noi, specii, pe care omenirea până astăzi nu le-a aflat. În timp ce exploratorul căuta orașul pierdut Daveltu, care se zvonește că se afla pe drumul spre un lac numit Lop Nur, exploratorul dispare. Lop Nur este un fost lac sărat, acum în mare parte secat, situat în marginea de est a bazinului Tarim, între deșerturile Taklamakan și Kumtag, în porțiunea de sud-est a Xinjiang. Se emite ipoteza că exploratorul s-a dezorientat, s-a pierdut într-o zonă deasă împădurită pe traseuri către lac. Se pare că în căutarea orașului dispărut,
Exploratorul îi cere unui psihometrist care pretindea că poate ghici originea unui obiect prin simpla cântărire în palmă să evalueze o statuetă înaltă de 25 de centimetri, sculptată în bazalt negru. Psihometristul îi spune că ea provine de pe continentul dispărut al Atlantidei, de unde fusese luată de locuitorii care fugiseră în fața dezastrului, care s-au refugiat și au construit un mare oraș în sălbăticia din jungla indoneziană. Iar o civilizație mai veche decât cea a Egiptului aștepta să fie descoperită. Și există câteva foi din jurnalul personal al acestui explorator. În ele, el descrie cu mirare cum a întâlnit ființe despre care nimeni nu credeau că există, cum a întâlnit anumite specii de oameni și de indigeni din acele locuri care păreau veniți din spațiu și cum toate lucrurile și teritoriile prin care trecea arătau o lume necunoscută, în care el intrase, care nu se asemăna cu absolut nimic din tot ce cunoștea el până atunci. Și în ultimele rânduri ale puținelor foi care s-au găsit, el descrie tabăra sa și cum aceasta începuse să fie urmărită de câteva nopți de către un animal ciudat, de care oamenii se temeau și aprindeau focuri în fiecare noapte pentru ca această fiară să nu se apropie de ei. El spune că aceasta se asemăna cu o combinație între porc uriaș și tigru. Însă aici se opresc toate înscrierile despre acest explorator. Să nu uităm, dragi prieteni, că în junglă sunt descoperite 61.000 de structuri antice care au rămas ascunse timp de secole întregi. Toate aceste structuri aparțineau Imperiului Maiaș, una dintre cele mai enigmatice culturi din istorie. Jungla, care este extrem de dificil de navigat, nu a putut fi explorată efectiv de om, astfel încât cercetătorii apelează la o metodă inedită, numită LIDAR, ce folosește proprietățile detectării cu lumină laser, astfel cercetătorii descoperind tot acest număr impresionant de structuri maiașe. Ce s-a întâmplat însă, de fapt, cu echipa cercetătorului britanic? Această echipă estima că va fi plecată timp de un an. Totuși, după ce 2 ani trec fără ca nimeni să afle ceva despre membrii acestei expediții, sunt organizate, atenții, alte câteva expediții în scopul căutării lor. Multe însă dintre ele, foarte interesant și ciudat, au aceeași soartă și dispar fără să se mai întoarcă. Chiar și astăzi, prieteni, se încearcă să se descopere ce s-a întâmplat cu echipa acestui cercetător. În anii 1960, exploratorul danez Arne Rønne, care călătorește în zonă tot pentru a face investigații, subliniază în cartea sa faptul că echipa exploratorului britanic a fost cel mai probabil o victimă a indienilor Kalapo. Și mulți oameni se întreabă care a fost motivul pentru care Alfred Middleton și-a riscat viața în căutarea unui oraș despre care nimeni nu credea vreodată că a existat. Din păcate, nimeni nu știe răspunsuri la aceste întrebări. Voi ce părere aveți, lăsați gândurile voastre în secțiunea de mesaje. Așadar, prieteni, sunt foarte multe enigme de rezolvat în acest caz și mai ales în căutarea găsirii unui răspuns cu privire la dispariția acestei echipe de exploratori, cât și acestor poze deosebit de ciudate și misterioase. Însă, analizând mai bine aceste fotografii, în cazul în care ele sunt reale, nu este nicio mirare de ce și cum au dispărut aceste expediții. Asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Ce părere aveți voi despre aceste imagini? Lăsați-mi un răspuns și părerea voastră în secțiunea de mesaje a acestui videoclip. Până data viitoare, nu uita să dai, bineînțeles, un mare like dacă ți-a plăcut acest videoclip și să te abonezi la canalul Adevăruri Secrete, apăsând, bineînțeles, butonul de subscribe și clopoțelul ca să primești toate notificările necesare de fiecare dată când lansăm noutăți pe canalul nostru. Până data viitoare, urmăriți și alte documentare de pe acest canal și vă doresc să aveți o seară plină de descoperiri.